de băi măreți. Bună seara, îmi pare tare rău să nu sunt la atâtea scaune. Cât sunteți dumneavoastră în sală. Bună seara și mă bucur tare mult să vă văd. Peste 300 de persoane au fost prezente aseară la Teatrul Municipal din Baia Mare la evenimentul organizat de Loran Coza, E perfect să fii imperfect, la care invitat de onoare al evenimentului a fost Andreea Marin. Aceasta le-a vorbit oamenilor despre cât de perfect este să accepți că ești imperfect, despre cât de greu este să te împaci cu tine însuți, iar când ai ajuns la acest nivel, poți fi fericit. La eveniment au fost prezente persoane cu dizabilități de toate vârstele. Când ai găsit singur și n-ai fi înțeles de ce în oglindă nu poți să privești, când ai de nu știu cum e să te îndoară, că cere unește, nu ne doboară, când ne naștem toți suntem la fel. Rog din suflet să ne marginalizați. Aveți multe de învățat de la ei. Eu am ajuns să fiu așa din cauza ei, datorită ei. Dacă ea nu era, eu eram un nimeni pe planeta asta. Așa am ajuns să am sentimente. Poți avea minusuri și, per total, poți să fii un om frumos care poate trăi demn până la capăt, a explicat Andreea Marin. Ea a mărturisit că până când a înțeles ce înseamnă să fii fericită, a avut în permanență durerea neîmpăcării cu ea însăși, iar oamenii trebuie să prețuiască viața. Că e atât de bine să accepți și plusurile și minusurile tale, să te împaci cu ceea ce îți place, cu ceea ce nu-ți place, să te înțelegi și să nu-ți pese atât de mult să fii pe placul celor din jurul tău. Pentru că nimeni nu trăiește în papucii tăi și nimeni nu simte ce simte sufletul tău. Pentru că tu ești tu și reprezinți un crâmpei de Dumnezeu aici, pe pământ. Andreea Marin spune că tot ce își dorește este ca oamenii să conștientizeze cât de important este să se accepte unii pe alții așa cum sunt și acest lucru dorește să-l transmită în toate turneele Prețuiește viața pe care le face. Eu n-am venit să vă cânt, n-am venit să vă recit, n-am venit decât să ne conectăm sufletele. Și știu că de mulți ani, din moment ce sunteți, ați ales să petreceți seara asta aici, de mulți ani cumva suntem conectați de la distanță. Dar dacă putem măcar din când în când să ne privim unii pe ceilalți, să ne dăm mâna, să ne simțim mult mai aproape unii de alții, haideți să o facem. Tot la acest eveniment ea a vorbit despre persoane care nu au putut lupta cu greutățile vieții și au căzut. Am oameni în jurul meu care după un moment greu din viață n-au mai putut să se ridice de jos. Unii dintre ei nu au acceptat ajutorul sau nu au acceptat să recunoască că e ceva în neregulă cu ei. Și aceia, pur și simplu, astăzi nu mai sunt. Pe scenă a fost pregătită aseară și o paradă de modă la care au fost invitate și persoane cu dizabilități de la Asociația Esperando, împreună cu reprezentanții acesteia. Am avut ocazia în acești 15 ani să văd reacții de tot felul și de multe ori reacții nepotrivite, oameni care ziceau de ce tot cer oamenii ăștia bani. Serviciile sociale, serviciile pentru persoane care nu pot să se descurce singure, sunt o datorie a statului. Statul este cel care trebuie să le finanțeze. Uite că statul o face atât de puțin. Mesajele transmise în cadrul evenimentului, dar și exemplele prezentate au fost atât de emoționante, încât foarte puțini s-au putut abține să nu plângă.